Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai să facem, prieteni, o discuție serioasă acum despre treaba asta, inițiativa domnului Ciolacu și a PSD, înțeleg, apropo de năsprirea dramatică a sancțiunilor pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, că m-am exprimat ca un polițist. Dar, în esență, cam asta e. Deci, așadar, ăsta este planul, anunțat de mai multe ori, deci insistă și probabil că vor încerca să adopte și o lege în acest sens, foarte curând. Șoferilor prinși băuți la volan ar urma să li se suspende permisul de conducere pentru 10 ani, iar da, mașina să fie confiscată, și despre asta aș vrea să vorbim. 0372069599. Sunați-ne ca să vorbim despre asta. În primul rând, sigur, cum vi se pare ideea și mai ales credeți că o să se facă totuși? Că au zis, bun, trebuie să verificăm la CCR cum e asta cu confiscatul mașinii. Nu. Deci se apropie și alegerile. Dar nu mi se, aia mi se pare o miză greșită. Aia cu 10 ani permisul suspendat mi se pare foarte bună. Aia cu mașina, vei, o să-și treacă toți mașinile pe numele soacrii. Nu. Se face cu alea. Și ce dacă? Să o ridice? Nu știu ce mai împrumut mașina dacă... Asta zic. Și ce dacă? Se poate, eu am înțeles că în vest se confiscă mașini aflate în situații de acest gen, indiferent cine le conduce. Cele cui și să știi că cred că îi lovește mai rău, că fără permis, mai ales în mediul rural și cine știe pe unde, se conduce fără probleme și băut rupt. Dar când o să-i confiște mașina, atunci o să-l doară cu adevărat. Da, e cei de nu mai gândit la asta. Bun, deci sunt totuși destule chestiuni care trebuie lămurite. Mai întâi de toate, de la ce nivel al alcoolemiei trebuie aplicată această măsură drastică? Pentru că și acum codul rutier diferențiază între nivelurile de alcoolemie. Da, da. Adică la noi e toleranță zero, spre deosebire de alte țări, n-ai voie să conduci băut deloc, dar până la 0,4 la 1000 în aerul respirat e contravenție. Peste acest nivel, situația se complică, se fac analize de sânge, dacă e peste 0,8 la 1000, e deja infracțiune. Deci sunt niște diferențieri și în codul rutier actual. De la ce nivel o să se suspende permisul 10 ani? Și de la ce nivel ar urma să se confiște mașina? Asta e un lucru, vă invit să vă gândiți la asta și dacă aveți idei, spuneți, să facem o dezbatere. Apoi, sigur, e întrebarea asta, cum se va opera confiscarea mașinii dacă mașina nu e a lui care e prins băul la volan? Ar trebui făcută confiscarea. O mașină și... și ai rămas fără ea. Și după aia ne judecăm noi, e treaba ta, adică... Cât despre droguri, aici situația, să știi, se complică și mai tare. Că alcoolul e relativ ușor de identificat prin teste simple. Sufli în fiolă și, în principiu, ai o indicație destul de clară. Dar drogurile sunt din ce în ce mai diferite și mai greu de depistat. Drag testurile astea, despre care am mai vorbit și care dau unele erori, nu identifică toate substanțele stupefiante. Și o nuanță foarte importantă. Nu există posibilitatea să te îmbeți din întâmplare și să urci la volan din întâmplare. Adică aici e clar că ești vinovat, când ești prins băut la volan, băi, știu ce faci, nu se poate. Dar se poate să fii drogat fără voia ta. Adică dau ca exemplu doar așa numitul drog al violului, de exemplu. Îți pune cineva într-o pahar de cola o pastilă și te-a drogat și tu nu-ți dai seama. Și după aia ești prins întâmplător, fără vina ta, descoperi că ai permisul suspendat 10 ani, se confiscă mașina și dosar penal. Deci aici se poate întâmpla. Nu spun să nu se înțeleagă cumva că considerăm că consumul de droguri e mai puțin periculos la volan. Sigur că e foarte periculos, dar sunt situații diferite. Deci despre asta vă invit să vorbim în dimineața asta. Sunați-ne la 0372069599 sau puteți să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0728-3132. Cum vi se pare ideea de a suspenda permisul 10 ani pentru cei prinși băuți la volan și de a confisca mașina acestora? Și dacă credeți că se va și aplica? 0372-069-599. Șoferilor prinși băuți la volan ar urma să li se suspende permisul de conducere pentru 10 ani, mașina să le fie confiscată, măsuri asemănătoare și pentru cei prinși drogați la volan, o propunere legislativă anunțată de premierul Ciolacu. Despre asta vorbim în această dimineață la 0372069599. Salut, băieți! La mine situația este puțin încurcată. Gen, vă dau un exemplu. Noaptea am fost la o nuntă la un coleg, am stat până pe la 2, până pe la 12 am servit, dar nu să mă îmbăt, câteva pahare de vin. Să zicem, maxim 6-7. Șpriț. Și azi noapte
copilul nu prea a dormit. Și dacă n-a dormit copilul, având câteva zile, o săptămână și ceva, n-am dormit nici eu. Și acum am plecat la serviciu. În principiu, dacă mă oprește, s-ar putea să-mi iasă. Și de obicei nu prea beau. Și sunt și... am și nevoie de permis, pentru că fac pe zi undeva la 200 de km. Cu mine ce se întâmplă? Chiar așa mi se schimbă viața. Colegule, o să fiu atent, o zi bună. Salut, colegule, apreciem sinceritatea. Recomandarea este trage pe dreapta. Lasă că te prinde și rămâi fără permis. Acum, Doamne ferește, se întâmplă. Nu ești atent, lovești pe cineva. Sau te lovește pe cineva. Ești băut la volan, trage pe dreapta. Și în general trebuie să fim atenți. Frate, mergem seara la o petrecere, bem puțin 6, 7, 8, 10 pahare. A doua zi poate merge și noi cu taxiul. De câte ori se întâmplă lucrul ăsta? Nu cum e cazul? Probabil că se întâmplă o dată de două ori, de trei ori pe an. Deci se poate să lași mașina o dată de două ori, de trei ori pe an. Da. Acasă. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Neața. Bună dimineața, bine ați revenit. Salut, te rog. Din punctul meu de vedere, este un traf electoral în ochii cetățenilor, pentru că legea există. Okay. Problema este, nu are cine să le constate cu un răspunzător și nici nu are cine să le interpreteze corespunzător. Asta este părerea mea. Din păcate, nu sunt foarte optimist în această dimineață, dar asta e realitatea. Mm-hmm. Bine, ok. Mulțumesc. Deci... uite, cineva care nu crede că are vreun sens să se năsprească legea, pentru că oricum nu se aplică. Salut, Alin. Salut! Bună dimineața, vă salut, domnilor, și bine ați revenit. Te rog. Salut. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi un pas în față, cu toate că ar trebui să ia cea mai radicală decizie, gen suspendarea permisului pe viață. De ce să-i suspend 10 ani? Pentru că se urcă cu bună știință. O să o facă și altă dată, și peste 10 ani. Nu cred că își revină ăștia bolnavi la cap, care beau și se urcă la volan. Pe viață. Ok. Cât despre confiscarea mașinii, ce părere ai? Mașina n-are nicio vină. Da, nu eu iei ca să-i pedepsești mașina, ci să-l pedepsești tot pe el, adică... Da. Mi se pare un factor de descurajare foarte puternic ăsta. Adică știi că rămâi și fără mașină, nu... ai încurcat-o, cum să spun, îți afectezi și familia direct. Nu mai ai mașină în familie. Da. A dispărut Alin. Mulțumim tare mult. Îl avem pe Adrian. Bună dimineața. Salut, Adrian, te rog. Bună dimineața. Bună dimineața. În legătură cu alcoolul nu am nimic împotriva. Adică te-ai lăsat la volan băut, suport consecințele. Pur și simplu, rămâi fără permis. Confiscatul autovehiculului vehiculului e un factor descurajant, într-adevăr, dar, exact cum a spus, afectează în mod indirect mai multe persoane. Da. Ce mă deranjează cel mai tare este cel consumul de droguri. Păi, stai puțin, o paranteză. Știi, problema este cu consumul de alcool la volan, adică când te urci băut la volan, asta este principalul risc. Să afectezi profund viața mai multor persoane din jurul tău, în sensul că provoci un accident, rănești, omori alți oameni, provoci pagube materiale, determini pierderi financiare, intervenția echipelor de descarcerare, tratament medical. Adică, nu perfect, cumva e logic? Perfect de acord. Este logic. Dacă mă gândesc că ar trebui aplicate, nu știu, în funcție graduală, în funcție de alcoolemie, nu știu, în unele state se poate circula cu alcoolemie de 0,05 sau ceva de genul ăsta, adică la 0,01 nu poți rămâne fără mașină, mă gândesc. Da, și eu mie mi-e teamă de altceva, să știi. Adică mie mi-e teamă ca nu care cumva în lege băieții interesați să spună, ok, și se confiscă mașina de la 2 la 1000 în sus. Și se suspendă permisul de la pe 10 ani, tot așa, de la 2,2 la 1000 și o să fie două cazuri pe an. Nu pot mai stai nici la volan, dar pot să mai conduce. Adică e bine, au fost cazuri. Mult prea sus. Da. Adică mie să nu pună un prag de ăsta care este ridicol de mare, știi? Numai și după aia să spună, da, noi am făcut-o. La noi ne așteptăm la orice să facă treburile astea. Consumul de droguri mă doare cel mai tare. Eu sunt șofer. Da. Acel drag test dă niște rezultate fals pozitive. Ce se întâmplă cu mine dacă ies pozitiv la un ast? Ce metodă am de a dovedi pe loc sau, nu știu, 24 de ore că nu am consumat substanțe interzise? Da, ai dreptate. Am vorbit despre asta aici. Încă o dată, nu susținem, suntem totalmente împotriva consumului de substanțe psihotrope, că și alcoolul tot o substanță psihotropă e la volan, dar știm că drug testul mai dă erori și da, te duci în instanță. Din păcate, durează foarte mult. Aurel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Părerea mea este că ar trebui să se aplice măsura. Din păcate, cred că este o
măsură politicianistă, este doar o declarație. Adică nu crezi că o să o voteze? Nu cred că se va aplica. Da, ai vrea să fie? Praf în ochi, aș vrea să fie, okay. Pentru că nu inventăm noi roata și în alte țări există măsuri foarte dure legate de consumul de alcool și de droguri, chiar și confiscarea mașinii, și nu cred că nu ar trebui să facem asta, să ne gândim la numărul de victime pe care le avem pe șosele în fiecare an, da, și familii nenorocite. Exact despre asta este vorba și nu trebuie vorba ta, nu trebuie să inventăm roata. Facem ce au făcut alții și la alții a funcționat. Putem să încercăm și noi același lucru. Sunt multe mesaje care contestă în primul rând asta cu confiscarea mașinii și eu sunt în linia asta. Adică aici, mulți zic, dacă e și poate ia unor soți, ce vină are familia că soțul s-a urcat băut la volan, sau poate îți ia copilul mașina, știi, îți ia cheile de la mașină și pleacă cu mașina, copilul tău de 20 de ani. Și îl prinde băut și îți ia mașina. Dar care este vina trecătorilor uciși de unul? Dar trebuie să răspundă persoana, nu familia, nu... E responsabil și pentru confiscarea mașinii. Eu sunt de acord. În fața familiei, în fața prietenului. Să fie distrusă după aceea public cu excavatorul, știi? Cu buldozerul. Ca să dea o lecție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.